Pe zea, nu doar autoturismele pot provoca accidente în trafic. Sezonul estival sporește numărul incidentelor cu implicarea bicicletelor, iar de curând și a trotinetelor. În prima jumătate a acestui an, în Bălți au avut loc 5 accidente de acest fel, soldate cu persoane traumate. Prin urmare, oamenii legii au demarat o campanie de informare. Если бы вы были одеты соответствующим образом, да? Велосипедист был бы виден. Alexandru muncește peste hotarele țării. Acolo circulă mai mult pe două roți, așa că și atunci când revine în Bălți, preferă să se deplaseze cu bicicleta. Trebuie de avut catafat, cum se spune, și jilet. Plec am șacuș la piață să-mi cumpăr, să fie tot, să nu încalc regulile. Deși piața Vasile Alexandrii din Bălți este una pietonală, șoferii de biciclete și trotinete se deplasează nestingherit prin mulțime. Первый пункт, который я не знал или, допустим, недопонимал, это о ношении светоотражающей жилетки, люминесцентной. Ну, в последующем уже буду носить ее. Я еще не ознакомился с этими всеми новыми обновлениями, но то, что велосипедист должен быть в жилетке с светоотражающими знаками и в шлеме на проезжей части, да, я это знаю, но я не двигаюсь по проезжей части. Хожу там, где ходят пешеходы. Езжу и скоростной режим я не нарушаю, еду потихоньку, подаю звуковые сигналы, если что, чтобы не совершить никаких ДТП. Ну, если так принципиально, оденем жилетку, оденем шлем. Tinerii susțin că s-au adresat autorităților pentru a li se construi piste pentru bicicliști, dar acestea au fost făcute de mântuială și într-un număr mic. Noi сколько раз уже говорили всем людям и полициям, карабинерам, говорили, чтобы нам построили, обещают только, но ничего не строят. Pentru a preveni accidentele cu implicarea bicicletelor și trotinetelor, polițiștii din Bălți vin cu un șir de recomandări. Poliția recomandă conducătorilor de biciclete și trotinete electrice să poarte echipament de protecție și vestă cu elemente reflectorizante. Fiți atenți la pietoni, în special la copii și persoane în etate. Circulați cu viteză redusă. Nu vă deplasați printre mașini. Nu urcați câte două persoane pe aceeași trotinetă. Dacă doriți să traversați strada, coborâți de pe trotinetă și traversați doar la trecerea de pietoni, conducând trotineta de ghidon. Manifestați prudență în trafic pentru că viața are prioritate. Amintim că la data de 22 mai curent, o tânără din Bălți a fost doborâtă de doi adolescenți pe o trotinetă electrică. Poliția mai informează că persoanele care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu au dreptul să circule cu trotinetele electrice pe drumurile publice, iar în caz că această unitate de transport are o capacitate mai mare de 50 de km la oră, șoferii sunt obligați să dețină permis de conducere și să-și înmatriculeze vehiculul.